emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat dorința și interesul de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii 4 ani. Vă reamintesc că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Astăzi ne canalizăm atenția asupra municipiului Hunedoara, iar invitații mei de astăzi sunt doamna Simona Pascu, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Domnul Sorin Cimpoca, de asemenea candidat PSD pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Mircea Popa, candidat PSD pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara și viceprimar al Hunedoarei. Bună seara, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii dumneavoastră. Ne bucurăm să vă avem în platoul emisiunii noastre. Sunt convinsă că și hunedorenii, cei care ne urmăresc, sunt curioși să afle care sunt și realizările până la urmă pe care administrația locală a municipiului Hunedoara le-a avut până în prezent. Asta în cazul în care nu a observat până acum direct în teren ceea ce s-a întâmplat aici la Hunedoara, dar vor să afle cu siguranță și care sunt proiectele de viitor pe care le aveți pentru a dezvolta și mai mult această comunitate. Pentru început, cred că ar fi bine să discutăm puțin despre un fenomen care se petrece aici în municipiul Hunedoara, în județul Hunedoara, și m-aș duce, cu permisiunea dumneavoastră, și dincolo de granițele acestui județ, pentru că au stârnit așa foarte mult și invidie, cred că, pe aici, pe acolo, Corvinul Hunedoara, care a ajuns din nou să fie o emblemă a municipiului, a județului și putem spune și a țării, nu? De ce nu? Domnule Cimpoca, o să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru că sunteți și ați fost acolo în inima acestui proiect. Da, așa este. Vreau să vă spun că acest proiect a fost un proiect de succes care a fost inițiat de domnul primar al municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobăuțanu. În anul 2016 practic nu a existat fotbal la Hunedoara, deoarece din păcate, fostul primar Arion a lăsat clubul, fostul club cu o datorie de, peste 8 milioane de lei. Și practic nu a existat fotbal în Hunedoara. În prima lună de mandat, domnul primar a, împreună cu Consiliul Local, au făcut un nou club, clubul CS Hunedoara. Eu vă spun, fiindcă de la început am lucrat pe acest proiect cu dânsul. A fost un proiect care s-a dezvoltat încet, încet. Echipa a plecat în anul 2016, s-a promovat în Liga a treia, iar în anul 2021 a început acest proiect, cum l-a denumit domnul primar, un oraș, o echipă, o comunitate. După cum știți, a fost recuperat marca Corvinul 1921, fiindcă toată lumea spunea că nu ne asociem cu Corvinul. A fost atunci, împreună cu Consiliul Local, a fost o strângere de fonduri, de donații, cu mulți oameni din fotbal și cu mulți consilieri locali din partea PSD-ului care au donat și au participat pentru acest brand. Și ulterior am pornit la drum după recuperarea brandului și cu aceste foarte mari realizări ale clubului, bineînțeles cu promovarea în Liga a doua și ulterior, după cum știți, câștigarea Cupei României. A fost un proiect de suflet, un proiect ambițios al domnului primar, care pe lângă alte proiecte foarte mari și foarte care au fost puse în practică, s-a gândit și la fotbal. Și după cum știți, pe lângă aceste performanțe ale Corvinului care au fost în ultimii ani, dânsul a inițiat și acel proiect cu stadionul, fiindcă toate au fost gândite și toate vor fi puse în practică. Se va construi un nou stadion la Hunedoara, un nou proiect de succes
al administrației locale. Este un proiect care se va construi 100%, pentru că au fost unele voci care au venit cu această întrebare sau cu aceste dubii, să spunem, cu privire la construirea unui nou stadion la Hunedoara. Cu siguranță va fi. Deja, să spunem așa, suntem în faza de licitație pentru desemnarea firmelor care va executa proiectarea tehnică și execuția lucrărilor. Deci lucrurile sunt destul de avansate, să spunem. Sperăm că la începutul anului viitor se va începe demolarea și ulterior construcția acestui stadion. Vreau să vă spun că este o investiție record în Hunedoara, de aproximativ 64 de milioane de euro. Deci vă dați seama că toate aceste eforturi au fost materializate, vreau să spunem așa, fiindcă vechiul stadion sau actualul stadion nu mai era competitiv, este un stadion vechi, bineînțeles un stadion care este cu plină încărcătură emoțională, un stadion plin de emoții, plin de foarte multă nostalgie, dar din păcate nu se mai putea. Domnul primar a gândit și acest proiect și cu siguranță se va realiza, deoarece v-am spus, termenii sunt destul de în regulă. Domnule Popa, cât de mult contează echipa? Pentru că vorbim aici, da, într-adevăr, de echipa Corvinul, dar vorbim aici și despre o echipă din cadrul administrației locale, din cadrul primăriei. Și sunteți cumva acolo, ați făcut parte, de fapt, în ultimii ani din toate aceste schimbări în ceea ce privește dezvoltarea comunității. Așadar, revin cu întrebarea, cât de mult contează echipa? Ce pot să vă spun despre echipa noastră pe partea administrativă și pe partea Consiliului Local, că s-a avut în vedere ca în mandatul care urmează să îmbinăm oamenii cu experiență cu consilieri tineri plini de avânt și care vor să arate tot ceea ce pot să facă. Chiar acum, la această emisiune, sunt însoțit de doi tineri care sunt sigur că vor face parte din Consiliul Local al municipiului Hunedoara, atât domnul Cimpoca, cât și doamna Pascu, sunt doi tineri de perspectivă, de viitor, care au de învățat de la noi anumite deprinderi, anumite realizări ce le-am făcut noi. Dar să știți că în Consiliul Local este nevoie de un număr cât mai mare de consilieri. Deci primarul, să vin așa la discuția cu primarul Dan Bobouțanu, va ieși primar din orice poziție, dar orice primar are nevoie de Consiliu Local. Fără un consiliu majoritar prin care poți să treci proiectele de hotărâri pe care le inițiezi tu ca primar, oricare din cei 21 de consilieri pot să inițieze proiecte de hotărâre. Deci, dacă nu ai majoritatea și nu poți să treacă, e foarte greu să-ți... Exemplu, în județul Hunedoara, știți, nu-l dau eu acum, Simeria, ați văzut, primarul nu a mai avut majoritate, n-a mai putut în ultima perioadă să facă nimic. De aceea, eu mai mult o să mă axez pe partea îndemnului cetățenilor către secțiile de votare, către 9 iunie, fiindcă auzisem la un moment dat, zice, bă, nu mă duc la vot, că oricum Dan Bobouțanu iasă. Nu e adevărat. Mergeți cât mai mulți, fiindcă în momentul în care primarul și Consiliul Local are un număr mai mare de votanți, are girul orașului, girul oamenilor din oraș. Sunt convins că oamenii vor vota și Consiliul Local și va fi majoritar. Fiindcă
în toată perioada asta de campanie am văzut unde ne situăm noi și unde se situează ceilalți. Noi am încercat întotdeauna să arătăm proiectele care încercăm să le punem pe tapet, pe când ceilalți încercau să arate anumite mici probleme care sunt la nivelul municipiului Hunedoara. Am văzut că arătau pe străzile lăturalnice că nu e asfaltat, că nu e aranjat. Orice primar, orice administrație, când se apucă de o lucrare, începe de la centru. De la centru localității, centru orașului, fiindcă acolo circulă mii de cetățeni. La periferie... Și aveți și norocul de a avea foarte mulți turiști în municipiul Hunedoara. Deci, și atunci... deci în anul ce s-a încheiat, în municipiul Hunedoara au fost peste 500 de mii de turiști. Vă dați seama, aia depășește populația județului Hunedoara. Este ceva extraordinar. Vă și obligă acest lucru să continuați proiectele și să veniți cu mai multe aspecte care să dezvolte această comunitate. Acum nu vreau să-l lau, că n-am niciun interes. Vreau să spun câteva probleme despre Dan Bobovoțanu. Eu am intrat în echipa dânsului în urmă cu un an și trei luni datorită unei probleme care nu mi-e drag să o spun și o știe toată lumea. Să știți că nu e ușor să fii viceprimarul primarului Dan Bobovoțanu. Dan Bobovoțanu, pe lângă spiritul lui de inițiativă, plin de energie, este un om care are pretenții, un om cu pretenții. El este pretențios cu el însuși. Un om care e pretențios cu el este are pretenții și la ceilalți. În momentul în care am purtat discuția și am acceptat acest scurt mandat de un an și patru luni, am zis doi, dar văd că se prelungește la un an și vreo șapte luni. Da? N-am știut că vom merge până în septembrie. Să fii consilier e mai ușor. Vezi proiectul de hotărâre, îl analizezi, îi dai drumul și executivul trebuie să-l ducă la bun sfârșit. Pe când, intrând aici în rândul executivului, problemele s-au schimbat. Având o experiență în urmă cu vreo 20 de ani, când am fost tot viceprimar al municipiului Hunedoara, cred că pe asta s-a bazat domnul primar când m-a luat în echipa dânsului, mă gândeam să fac pasul ca să văd cum e. E cu totul schimbat. Atunci am apelat la fostul viceprimar, care este actualmente administratorul public. Să văd pretențiile, să văd cam ce are în gând domnul primar, care e procedura de lucru și încet, încet am început. Ați intrat repede în această horă administrativă, să integrez, spunem. Să știți. Timpul trece foarte repede și aș vrea să-i dau cuvântul și doamnei Pascu, probabil cea mai, sau una dintre cele mai tinere, nu figuri din echipa propusă de către cea mai domnul Bobovoțanu. Dar să știți că e o fată care... Haideți să o cunoaștem și noi puțin mai bine, așadar... Deci ea va vorbi despre proiectele de viitor. Da. Dacă... Mulțumesc, domnule viceprimar, pentru aprecieri. Sunt onorată că am fost inclusă în echipa domnului primar Dan Bobovoțanu, care se pare că este un vizionar și în ceea ce privește oamenii, nu doar proiectele și lucru pentru oraș. Eu lucrez cu oameni și pentru oameni de 20 de ani. Aflu doleanțele acestora exact din mediul lor și este mult mai ușor să le transmit Consiliului Local pentru a-i ajuta.
am acceptat candidatura pentru Consiliul Local la propunerea domnului primar și a echipei de colegi, deoarece îmi doresc să fac parte dintr-o echipă de oameni valoroși și cu principii solide. Pe mulți dintre colegii cunosc personal, atât viața lor personală, cât și viața lor profesională și, într-adevăr, sunt oameni integri care oferă din informațiile și cunoștințele lor pe care le posedă și semenilor lor. Sunt oameni puternici și hotărâți. Așa, aș vrea să zic câteva cuvinte despre noile proiecte pe care domnul primar Dan Bobăuțan împreună cu echipa le are în vedere și vreau să subliniez faptul că nu sunt doar idei de proiecte, sunt proiecte care se află în anumite etape de derulare, deci sunt aprobate de către Consiliul Local. În primul rând aș vrea să vorbesc despre educație. Este o finanțare, Primăria Hunedoara a reușit să obțină o finanțare de 4 milioane de euro prin PNRR pentru sălile de clase. Sălile de grădință sunt aproximativ 304 săli de clasă care vor fi dotate cu echipamente IT, cu imprimante, cu table interactive. Vor fi 8 cabinete medicale, vor fi 8 cabinete de asistență psihopedagogică, 9 săli de sport și 7 laboratoare de practică. Deci este proiect aprobat de către Consiliul Local și a obținut o finanțare de 4 milioane de euro. De asemenea, în ceea ce privește sănătatea, mulți dintre telespectatorii noștri știu de unitatea de primiri urgențe. O așteptăm. Este un proiect cu finanțare europeană care, de asemenea, o viziune foarte frumoasă a domnului primar. Este un proiect de suflet al dânsului și al domnului manager al Spitalului Municipal Hunedoara, Radu Budaie. Va fi o lucrare foarte, foarte frumoasă. A primit avizarea de aprobare a lucrărilor de intervenție și este aprobată în Consiliul Local. Aveți o listă foarte lungă acolo, o listă generoasă de proiecte. Este greu și să le număr, dar păi să le pui în aplicare, să le dezvoltăm. Da. Să nu uităm de spațiu verde. Hunedoara respectă normele europene de 26 de metri pătrați de spațiu verde pe locuitor. Avem chiar 28. Așa, se ia în calcul Parcul Corvin pentru reabilitare, fântână arteziană, mobilier, foișoare, Parcul Central, Parcul Pensionarilor, cum li se zice la fel, pentru reabilitare. În ambele se va păstra proporția de zonă verde. Și Cireașa de pe Tort este o atracție unică în România, se numește Grădina Urbană Corvinia, care se va face pe fosta platformă industrială, deci este și un proiect de ecologizare a unei zone aflate în apropierea castelului. Atracții vor fi amfiteatru în aer liber, un luciu de apă unde vor fi diferite ambarcațiuni, parc de distracții pentru copii, deci o atracție și pentru turiști și pentru localnici. Este o investiție estimată la 30 de milioane de euro. Din nou, subliniez, este un proiect aprobat, este un proiect făcut, nu este doar o idee de proiect. Așa, nu uităm nici Castelul Corvinilor, unde vor începe lucrările din toamna aceasta în cea de-a doua etapă de restaurare, conservare și punere în valoare a Castelului Corvinilor. Se are în vedere și restaurarea curții exterioare a castelului, Curtea Husarilor se numește. Apoi, marele proiect ce ține de Piața Obor. Cine nu știe de Piața Obor în Hunedoara, sâmbătă ne întâlnim cu toți, o altă emblemă a Hunedoarei. Anii 70. Da, a fost inaugurată la începutul anilor 70. Și se va face reabilitarea totală a pieței și modernizarea acesteia. Proiectul tehnic este deja finalizat, urmează etapele ulterioare. Va avea două etaje, sus va fi un spațiu destinat birourilor, jos partea în care producătorii locali își vor expune produsele. Va fi extraordinar. Așa, ne-am gândit
la independența energetică a orașului nostru și se va construi un parc fotovoltaic al orașului. Deja sunt trei terenuri care... Vrem să nu mai depindem, cel puțin iluminatul public în prima fază și instituțiile care aparțin primăriei să aibă, să beneficieze de energie proprie și energie verde. Da, acest parc fotovoltaic va produce energia necesară pentru iluminatul public și astfel va aduce economii importante în bugetul local, că până la urmă și acesta iluminat public este plătit din taxe și impozite, da. Proiectul este deja elaborat. Gestiunea modernă a deșeurilor este un alt aspect de care primăria și domnul primar Dan Bobăuțanu împreună cu echipa dânsului țin cont. Și o problemă destul de mare la nivelul întregului județ, până la urmă, exact. Și cred că la nivelul întregii țări, care trebuie să fie gestionată foarte bine. Exact. Se vor monta peste 100 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor menajere. Se are în vedere și construirea unui centru de colectare prin aport voluntar în fosta unitate militară de la Hăjdat. Acolo oamenii își vor putea aduce deșeurile voluminoase, fără taxe, deci nu va fi percepută o taxă pentru acest lucru. Tot felul de deșeuri voluminoase din construcții, din grădină, anvelope electrice, electrocasnice. Este o chestie tare interesantă și foarte frumoasă. Așa, avem apoi ca și proiect nou, capela nouă în cimitirul Valea Seacă. Așa, din respect pentru rudele fiecăruia dintre noi, Primăria Hunedoara va susține această investiție, se va crea un spațiu nou, o capelă nouă, în care oamenii să își ducă pe ultimul drum, pe cei dragi, cum exact. Este și firesc să se întâmple. Vă rog, domnule... Cine rămâne hunedorenilor după ce vizionează și ascultă tot ceea ce a prezentat colega? Să voteze atât primarul cât și Consiliul, dar nu numai. Să voteze și președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean, fiindcă foarte multe din proiecte, inclusiv proiectul cu FC Corvinu, Casa de Cultură care a fost reabilitată cu sprijinul Consiliului Județean, se mănunchează cele două, atât Primăria Hunedoara cât și Consiliul Județean. De aceea le recomand hunedorenilor să voteze Consiliul Județean cu președinte, primărie cu Consiliul Județean la Hunedoara. Și atunci să fie sigur că tot ceea ce a prezentat colega mai tânără, că de aia a prezentat viitorul, ea reprezintă viitorul. Noi suntem prezentul și trecutul ăsta care... Și viitorul, domnul Popanu. Cu experiența noastră. Exact, cu experiența dumneavoastră ajutați pe cei care vin din urmă. Vă rog, domnule Cipoca. Vreau să vă mai spun că pe lângă multele proiecte care au fost așa, câteva dintre ele care au fost amintite de colega mea și câte de domnul viceprimar, vreau să vă mai spun că mie îmi place foarte mult și este unul dintre proiectele care va fi extraordinar din punctul de vedere amenajarea albii râului Cerna. Eu și locuiesc în acea zonă și deja lucrurile sunt foarte avansate, este în derulare, așa este. Va fi un loc extraordinar unde va fi un loc de promenadă, unde va fi un loc de plimbare, de relaxare, va fi ceva cu cinematograf în aer liber, va fi cu siguranță pe lângă alte proiecte cum a fost zona Sanita și zona care a fost amenajată și zona Cora și Gambrinus, acesta va fi un loc extraordinar și foarte, foarte frumos care deja este în derulare. Peste câteva luni o să vedeți cât o să fie de frumos acest loc și cât de... Probabil că unii dintre cei care ne urmăresc vor spune cu invidie, așa cum numărul am spus proiectelor... și puțin mai devreme, cum de la Hunedoara se pot realiza aceste lucruri și în alte părți nu se poate. Și este o întrebare firească pe care mulți o adresează la domnul primar și la echipă. Deci a creat un nucleu lucrativ. Este o direcție de
la nivelul proiectelor de fonduri europene, care lucrează 25 de ore din 24, să știți. Deci acesta este secretul, nu? Deci, Dan Bobouțanu a avut avantajul că a fost viceprimar. Când am venit acum în primărie, am regăsit oameni din perioada când eram eu viceprimar. Nu a ținut cont de culoare politică. El a luat oamenii de valoare. Trei dintre ei sunt directori de compartimente, de direcții. Vreo patru sunt șefi de servicii. Deci, Dan Bobouțanu a studiat în cei patru ani cât a fost viceprimar oamenii cu care pot să lucreze. Greșeala care o fac marea majoritate când ajung, rat tot. Nu contează că omul e specialist, s-a specializat pe un domeniu al lui, vine să punem omul nostru. Aia e cea mai mare greșeală. Ceea ce Dan Bobouțanu n-a făcut, să știți. Pentru că uneori primăria pentru unii înseamnă mai mult politică decât administrație. Să vedeți când o să veniți peste câțiva ani și o să vedeți pietonala Hunedoara, blocurile din pe stânga și dreapta, nu în reabilitare, în reparație capitală vor intra blocurile. Deci nu o să recunoaște. Hunedoara de la culoarea roșie, cenușie care au avut-o, parcă o prins culoare. Mai avem doar 5 minute din această emisiune, domnule Cimpoca, vă rog. Fiindcă a spus această întrebare, cum de se poate și cum de a reușit, vă spun eu cum de a reușit primarul. Pentru Hunedoara, sincer, și asta este realitatea, trebuie să o recunoască orice. Cine o recunoaște, nu vrea, fiindcă este rău intenționat. Deci, acest om a fost ca o mânușă pentru comunitate. Pentru comunitate și pentru orașul Hunedoara. În 2016, când sub sloganul care l-a avut îndrăznește să schimb ceva, oamenii au crezut în dânsul. Și dânsul le răsplătește înzecit această încredere, fiindcă asta este, se vede palpabil, se vede cu ochiul liber, se vede ce face pentru orașul acela, cum a înflorit acest oraș, cum arată și cât de implicat este. Eu știu că lucrez cu dânsul din 2016 și știu cât de implicat este numai în toate domeniile, absolut, și în sport, și în cultură, și în sănătate. Îl vedeți ține pe foarte toate mult șantierele. Deci acum vezi la ora 10 pe malul Cernei. La ora 12 este la grădinița PT1, la școala. Deci verifică dânsul. Deci nu poți să-l duci cu preșul că el merge la locul unde arde și unde știe că trebuie să, exact, să respecte. Un om total implicat în toate problemele comunității, de aceea și reușit să facă, să implementeze, să aducă atâția bani Hunedoare din fonduri europene. Numai prin această implicare și acest devotament și, până la urmă, cetățenii, într-adevăr, au ales ce trebuie. Dacă pleacă pe jos către primărie, face 2 ore ca să ajungă la primărie de la Casa de Cultură. Toată lumea îl abordează, să spună, să încearcă să dea sfaturi. Și este un om care ascultă. Aia face mult, să poți să asculți omul și să faci ceea ce îți cere omul. Dacă nu faci ceea ce cere omul, faci după capul tău, n-ai niciodată sorți de izbândă. Da, din păcate, cam aceasta este realitatea pe care unii nu o înțeleg sau nu își doresc să o vadă. Doamna Pascu, unde vedeți Hunedoara peste 10-20 de ani? Așa, o privire de ansamblu asupra ceea ce ar trebui și va urma să însemne Hunedoara. Dacă Hunedoara este acum pe mâini bune, sunt sigură că va fi și peste 15-20 de ani pe mâini bune. Și nu pot decât să-i îndemn pe tineri să se implice în toate activitățile sociale, în tot felul de organizații, muncă voluntară pentru comunitate, chiar în politică. Pentru că este foarte important, practic, noi pentru ei facem ceea ce facem, pentru copiii noștri, fiecare dintre noi avem copii, pentru ei facem ce facem. Urmează și nepoți, Da. Este important ca ei să preia toate aceste bune practici și să le ducă mai departe. Deci clar văd Hunedoara pe mâini bune în continuare și peste 20 de ani. Domnule Cimpoca, o să vă rog și pe dumneavoastră să le transmiteți un mesaj hunedorenilor, pentru că ne apropiem cu pași foarte repede de finalul acestei emisiuni, așadar
aveți cuvântul. Eu vreau să îndemn toți cetățenii municipiului Hunedoara ca în data de 9 iunie să participe la vot. În număr cât mai mare, să voteze Dan Bobăuțanu, primar al orașului Hunedoara, ca să putem să continuăm proiectele care sunt începute și care sunt în derulare și care vor urma. Să voteze Consiliul Local PSD, fiindcă este foarte important, fiindcă, așa cum spunea și domnul viceprimar, este foarte important să avem majoritate în Consiliul Local pentru a putea pune în aplicare și a vota proiectele care sunt deja implementate. Și eu cred că cea mai mare pondere care va fi în următorii ani va fi ca acest om să continue ca să putem să dezvoltăm orașul, să aducem orașul un oraș, să fie un oraș european așa cum vrea toată lumea. Eu sunt convins că în data de 9 iunie lumea va fi și va vota PSD, va vota Dan Bobăuțanu, primarul orașului Hunedoara și Consiliul Local. Eu le recomand să voteze cu sufletul și cu inima. Dacă votează cu sufletul și inima și cu gândul cel bun, PSD-ul va și Dan Bobăuțanu va ieși primar, fiindcă nu există înlocuitor. Părerea mea, nu există înlocuitor. M-am uitat atent la contracandidați. În fine, nu vreau să dezvolt mai mult. Este atât. O competiție electorală, este liber oricine până la urmă să candideze pentru această funcție, nu? Le urăm succes tuturor și dumneavoastră vă urez mult, mult succes în continuare. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și noi și posturile de noastră de televiziune, viață lungă și cât mai mulți telespectatori. Doamne ajută! Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și astăzi și vă doresc o seară liniștită în continuare. Numai bine!